Bună ziua tuturor! Astăzi, 9 iulie, am avut ședința Consiliului Național Politic al Platformei Demnitate și Adevăr, în cadrul căruia s-au aprobat mai multe decizii, a fost analizată situația social-economică din Republica Moldova, a fost puse bazele unor decizii pentru reformarea și resetarea Platformei Demnitate și Adevăr ca partid politic și a fost aprobată o declarație în urma acestor decizii interne ale platformei DA, cărora le voi da citire. Declarația platformei DA cu privire la deciziile Consiliului Politic Național din 9 iulie 2022. Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr s-a reunit astăzi, 9 iulie 2022, pentru a lua decizii importante cu privire la componența nominală a organelor de conducere a partidului, aprobarea noului brand al Platformei Demnitate și Adevăr, culoarea albastră, actualizarea programului politic al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Totodată, în cadrul reuniunii a fost discutată situația politică din țară, precum și poziționarea strategică a partidului. În rezultatul lucrărilor, Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr a fost aprobate decizii ce țin de alegerea secretarului general al Platformei Demnitate și Adevăr, vicepreședinților partidului și a membrilor Biroului Politic Național. În cadrul reuniunii a fost aprobată echipa Biroului Politic Național, care va include următoarea componență. Dinu Plângău, președinte, Liviu Vovc, secretar general, Kiril Moțpan, vicepreședinte, Iana Stanțieru, vicepreședinte, Liliana Tănase, vicepreședinte, Andrei Năstase, președinte fondator, Aliona Doroș, președinte organizației de femei, Ștefan Cojocaru, președinte organizației de tineri, Constantin Boieștean, Zinaida Cebănaș, Anatol Donțu, Stella Macar, Victoria Marian Bogos, Radu Moldovanu, Victor Maxian, Sergiu Presacaru și Iurie Tănase. Tot astăzi au fost aprobate subiecte ce țin de consolidarea structurilor teritoriale a Platformei Demnitate și Adevăr, eficientizarea cooperării cu aleșii locali ai Platformei Demnitate și Adevăr, cu primarii, vicepreședinții de raioane, consilierii locali și consilierii raionali. În acest sens, a fost luată decizia de revitalizare a ligii aleșilor locale a Platformei Demnitate și Adevăr pentru a pregăti oferta politică și electorală pentru anul 2023. Pledăm pentru coagularea forțelor democratice și europene în contextul alegerilor locale. Platforma DA va promova oameni și echipe profesioniste care vor asigura pregătirea de guvernare, programe, propuneri, inițiative și viziuni și crearea unui cabinet din umbră. În urma evenimentelor de astăzi, Platforma Demnitate și Adevăr revine în forță în viața politică din Republica Moldova, asumându-și obiectivul care a fost validat de Congresul Național al Partidului, și anume readucerea Platformei Demnitate și Adevăr în prim planul vieții politice a Republicii Moldova și transformarea partidului în principala alternativă politică de centru-dreapta. Aceasta a fost declarația lucrărilor de astăzi a Consiliului Național Politic. Vă mulțumim foarte mult de prezență și urmăriți neapărat următoarele acțiuni ale Platformei Demnitate și Adevăr. Vă mulțumim și o zi bună! Gracias.